Am ajuns la ultima din cele 8 fericiri. În capitolul 23 avem și 8 vaiuri și le puteți spune împreună pe unele cu altele. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii sau pentru neprihănire, că cea lor este împărăția cerurilor. Fiind la ultima fericire, veniți să ne aducem aminte de toate celelalte. În primul rând, Domnul Iisus în predica de pe munte așează înaintea noastră nu 8 lucruri disparate din care să alegem la întâmplare, ci El le așează ca pe un șirag, ca pe niște mărgele și trebuie să le iei una câte una ca să le ai pe toate. Dar ceea ce surprinde este că prima și ultima fericire par să ne ofere același lucru pe două prețuri complet diferite. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. Să presupunem că cineva ți-ar da voie să-ți alegi împărăția cerurilor pe una din cele două condiții, sărăcia în duh sau prigoană pentru neprihănire, după care aș întinde mâna, după care ai întinde mâna. Oare Domnul Iisus Hristos, vrostind fericirile, a uitat ce a spus în prima dintre ele? Sau tocmai prin aceasta ne aduce înainte o provocare? Să privim fericirile nu ca pe ceva disparat, ci ca pe ceva ce se leagă la oaltă într-un șirac de mărgele. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar care să fie dovada sărăciei în duh? Nu cumva tocmai prețul pe care sunt dispus să-l plătesc pentru neprihănire? Dacă aș lua prima fericire, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă ai împărăția cerurilor, ești în prezența împăratului cerurilor. Iar acolo nu poți să intri fără o neprihănire care să fie compatibilă cu sfințenia lui. Dacă ai împărăția cerurilor, trebuie să te bucuri de neprihănirea care ți-a fost socotită din pricina lucrării a jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, ultima fericire vine doar să verifice pe toate celelalte. Și în felul acesta se încheie cercul. Dar dați-mi voie să citesc versetele 10 la 12. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire sau din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. A fi prigonit, și sunt două lucruri care sunt adăugate la prigoană. Pentru ce suntem prigoniți? Fie pentru neprihănire, fie pentru Hristos. Fie din pricina neprihănirii, fie din pricina lui Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând. Atunci când am vorbit despre fericirea a patra, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, am văzut că neprihănirea are câteva valențe. Există o neprihănire legală, o neprihănire morală și o neprihănire socială. Neprihănirea legală este legată de răscumpărarea noastră și răscumpărarea este prin sângele mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În momentul în care noi suntem socotiți, neprihăniți, Duhul lui Dumnezeu coboară în noi și coborând în noi, începe să lucreze în noi neprihănirea morală și neprihănirea socială. Știți cum? Ajutându-ne să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Și în cărțile Noului Testament avem listele hainelor vechi și hainelor noi. Unele trebuie dezbrăcate, altele trebuie îmbrăcate. Dar dacă neprihănirea legală este legată de răscumpărare, cea morală și socială este legată de sfințire. Și Scriptura ne spune că sfințirea doare. Sfințirea nu există fără durere. Pentru că dezbrăcarea omului vechi vine cu piele cu tot. Și îmbrăcarea omului nou este împotriva firii noastre. Tot ce este noi luptă împotriva acestor lucruri. Dacă lăsăm vâslele din mână, suntem mânați spre moarte, dragii mei, din pricina păcatului care ne-a atins. Și din pricina asta sfințirea doare.
Ascultați ce scrie Petru în capitolul 2, versetele 14 și 15. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Observați, poftele firii pământești declanșează un război în noi, mai ales atunci când dorim să urcăm scara devenirii noastre cristice, să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos, să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Feriți-vă de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și versetul 15 continuă. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele... Dacă mă opresc aici, observați, pofta firii pământești declanșează o luptă lăuntrică. Chiar dacă aș fi în vârf de stâlp sau ascuns undeva în munte, eu nu scap de lupta aceasta. Dar imaginați-vă că de pe muntele schimbării la față, tu cobori în vale, în mijlocul problemelor. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că cei ce vă vorbesc de rău, spune textul nostru, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Căci voia lui Dumnezeu este, ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiuitori și proști. Dacă iau doar textul acesta și aș putea lua multe altele, mai ales din Petru, Epistola Suferinței, mă lovesc de tripla durere a sfințirii. În primul rând, doare lupta cu păcatul, cu dezbrăcarea omului vechi, cu războiul acesta pe care firea o declanșează în mine. Dar imaginați-vă că asta este lupta fiecăruia dintre noi, chiar dacă ești complet izolat de lume. Dar coboară acum de pe munte în mijlocul unei lumi strâmbe, unei lumi pângărite de păcat și încearcă să trăiești drept într-o lume strâmbă, curat într-o lume murdară și vei vedea că lupta se întețește. Oamenii vă vorbesc de rău din pricina faptelor voastre bune. Ce faci în această situație? Observ cum se întețește lupta sfințirii? Dar nu cred că Dumnezeu ne-a chemat să stăm mereu cu scuturile ridicate, apărându-ne de pietrele altora, ci suntem chemați să lăsăm piatra lângă noi, să dăm în schimb bucata de pâine celui care ne-a lovit. Chiar dacă avem pricină să ne plângem unul de altul, să ne iertăm unii pe alții, ori asta întețește și mai mult durerea sfințirii. Sfințirea doare pentru că mă lupt cu păcatele din mine. Sfințirea doare că vreau să trăiesc drept într-o lume strâmbă. Sfințirea doare și mai mult pentru că vreau să iubesc și să slujesc pe cel de lângă mine, renunțând la mine însumi. Primele două au de-a face, dragii mei, cu pricina neprihănirii, suferința din pricina neprihănirii. Dar atunci când ieși să slujești, când vrei să faci împreună cu Hristos misiunea pe care a venit El să o înceapă, atunci se adaugă la suferința din pricina neprihănirii și prigoana din pricina lui Hristos. Atenție însă, pentru ce anume suferi? Suferința în sine nu-ți garantează că vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Textul nostru este foarte clar. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Deci suferința în sine nu garantează moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Și de aceea atenție pentru ce suferi. Ferice va fi de voi când din pricina mea, observați, în mod clar, avem aici pentru ce anume suntem chemați să suferim, dacă vrem împărăția cerurilor, pentru neprihănire, pentru Hristos. Când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă, veseliți-vă, spune textul, pentru că aveți împărăția cerurilor. Răsplata voastră este mare în ceruri și așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. În capitolul 4, același Petru, în prima lui epistolă, versetele 15 la 19, ne atenționează din nou. Nimeni dintre voi să nu sufere, și observați, pot suferi pentru o mulțime de alte lucruri decât de prihănire și Hristos, ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Versetul 16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine,
ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Dacă suferi pentru că ești creștin, pentru că ți-ai legat numele de Hristos și ai pornit pe urmele Lui și ești în jug alături de El să slujești împreună cu El la împlinirea voiei Tatălui, să nu-ți fie rușine de numele acesta. Versetul 19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă, facă ce este bine. Dar vă întreb, se merită? Se merită să accept suferința din pricina neprihănirii și din pricina lui Hristos? Nu se merită să accept suferința pentru că ești hoț sau ucigaș sau unul care se amestecă în treburile celuilalt, care nu respectă libertatea de alegere pe care Dumnezeu a dat-o semenului său și care îl pisălogește și îl bate la cap. Dragii mei, Dumnezeu ne ține pe pământ deschise. Dacă vrei să pleci, te lasă să pleci. Mă întreb, se merită să suferi din, din pricina neprihănirii și din pricina lui Hristos? În Matei, capitolul 10, versetul 32-33, Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor săi, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, pentru că fuge de suferință, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar când Hristos te mărturisește înaintea cerului întreg, cuvintele Lui nu pot fi decât acestea. Acesta este Fiul meu, mireasa mea. Acesta este Cel pentru care a murit și și-a deschis inima pentru oferta mântuirii mele. Ori dacă este un mare har, este o mare cinste să fii numit Fiul lui Dumnezeu. Așa se termină cartea Apocalipsa, în noul Ierusalim care se coboară din cer. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi fiii mei. Întrebarea este, oare în ce condiții și pe ce preț sunt gata să-mi vând binecuvântarea înfierii? Dați-mi voie să mă întorc la Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 4, la ispitirea din pustie. Știți toată istoria, n-am să o repet, dar observați de unde pleacă ispita dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și ispita Lui este și ispita noastră. Nu e așa că ne vindem înfierea foarte ușor pentru o bucată de pâine, pentru o leacă de faimă sau influență în lumea aceasta? Ți-i foame? N-ai mâncat? Fă din pietre pâine. Ascultă de șoapta diavolului, sar de pe strașina templului, închină-te înaintea mea și îți voi da toate împărățiile pământului. Pâine, faimă, influență. Nu e așa că aceeași ispită bate la ușa inimii oricăruia dintre noi? Dar mă întreb, oare în mijlocul prigoanei să nu existe ispite ceva mai specifice pentru noi? Că astea sunt ispite generale. Oricare dintre noi putem să-L vindem pe Dumnezeu pe toate acestea. Domnul Iisus a rezistat ispitei rostind, este scris. Este scris. Când nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, când nu este pe vârful limbii tale cuvântul lui Dumnezeu, foarte ușor cazi în plasa ispititorului. Dar care să fie ispitele specifice pentru noi? Și m-aș întoarce în capitolul 5, versetele 13 la 16. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Lumea este în descompunere din pricina păcatului. Și dacă nu vedem păcatele cu ochii, dragii mei, vedem natura din jurul nostru plângând, îndoindu-se sub povara păcatelor, pentru că Dumnezeu a creat o legătură între lumea văzută și cea nevăzută și tot ce se întâmplă în spațiul spiritual, pe care noi nu totdeauna îl vedem, îl gustăm aici pe pământ, prin bolile care ne lovesc trupurile, dragii mei, prin pomii care se rup de poame în vara aceasta și toate cad jos înainte să apuci să mănânci din ele.
Efectul păcatului îi vedem absolut peste tot. Lumea este în descompunere. Creștinii sunt chemați să fie nu o sare, ci sarea pământului. Dacă noi nu suntem sarea, întrebarea este dacă mai există sare în lumea asta în descompunere. Dar lumea este în întuneric și creștinii sunt chemați nu să fie o lumină, ci să fie lumina lumii. Dacă noi, dacă tu, dacă eu nu sunt lumina acolo unde m-a așezat Dumnezeu, așa cum își dorește Naomi, dragii mei, cine va lumina la after school, la locul tău de muncă, în familia ta, acolo unde ne-a așezat pe fiecare Dumnezeu? Lumea este în descompunere și este într-un întuneric adânc. Ar fi suficient doar să survolăm cartea pe care o ținem în mână, Scripturile. Luați primele 11 capitole din Genesa, citiți primul capitol din Romani, luați capitolul 2 în Efeseni, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Citiți capitolul 4, versetele 17 la 19 și vedeți inima stricată a celor care s-au înstrăinat de Dumnezeu. În mod evident, când citești astfel de texte, trebuie să recunoști o dezintegrare spirituală, morală și socială. Și asta este realitatea din jurul nostru. Indiferent cum am încercat să o dosim sub măștile noastre, dragii mei, sub pretențiile noastre, asta este realitatea în care ne creștem copiii. Vă întreb, într-o astfel de lume, oare se poate trăi cu adevărat o viață creștină în care să fii sare și lumină? Este posibil așa ceva? Există două pericole specifice pentru noi creștinii și toate le extract din textul pe care tocmai l-ați auzit. Primul pericol este să fii pângărit de lume, întinat de lume, sarea să-și piardă gustul și să devină un praf alb care rupe dinții oamenilor, dar nu slujește la absolut nimica. Nu poate opri descompunerea din lumea în care trăim, pângărirea de către lume, întinarea de către lume. Iar al doilea pericol este izolarea de lume. Izolarea de lume. Cu alte cuvinte, creștinismul este o problemă personală, privată. N-are rost să vorbești de ea la locul de muncă, cu vecinii, cu prietenii, nici măcar cu soția, fiecare cu crezul lui, fiecare cu religia lui, fiecare cu Dumnezeul lui sau fără el. Da? Pângărirea de către lume și izolarea de lume. Dați-mi voie să le iau pe rând. Am spus că în momentul în care accepți procesul sfințirii, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, spune Scriptura, începe în noi o luptă cu păcatul. O luptă cu păcatul. Și atâta vreme cât lupta asta o dăm cu păcatul, suntem feriți de întinarea lumii. Dar când obosim în lupta împotriva păcatului, când începem să-l explicăm, să-l acceptăm, să-l tolerăm în viețile noastre și în bisericile noastre, dragii mei, puțin a luat dospește toată plămădeala, spune Scriptura. Uitați-vă la ce spune Petru în primul capitol, versetele 13 la 20. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji. Și puneți-vă toată nădejdea în harul sau în mântuirea care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți. Nu știu ce imaginație aveți, dar eu atunci când aud cuvântul nu te lăsa târât, simt că trebuie să mă înfic călcâiele în pământ și să rezist cu toată puterea mea, pentru că este o forță imensă care mă trage. Și forța asta, dragii mei, o simți în fața ecranului, când ești cu degetul pe click, da, pentru că apar tot felul de imagini înaintea ta. Și pentru că te târăște, la un moment dat dai clickul și pe urmă intri în coșul de gunoi al lumii acesteia, ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți
căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Dragii mei, viața de creștin nu este o viață de concediu. Nu este o viață pe marginea mării, la plajă, dragii mei. O viață de creștin este o luptă, pentru că poftele pe care le aveam altă dată, când eram în neștiință, n-au fugit de noi. Trupul acesta este atins de păcat. Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat pentru voi acum la sfârșitul veacurilor. Nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați altădată. A fugit cineva de pofte? A terminat lupta cu ele? Mă întreb pe mine însumi. Uitați-vă ce scrie Apostolul Iubirii în prima lui epistolă, capitolul 2, versetele 15 la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Te întinează lucrurile pe care le iubești. Dacă iubești pe Hristos și curăția, vei fi curățit de ele. Dacă iubești lumea și murdăria ei, vei fi întinat de ele. Nu iubiți lumea și lucrurile din lume, căci tot ce este în lume nu este de la Tatăl, dragii mei, textul spune, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece. Dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Pofta firii pământești, pofta cărnii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Mă întreb, la vârsta mea, am scăpat de toate acestea? Nu, dragii mei, dar nici eu, nici tu, indiferent cine ești. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus din predica de pe munte după ce termină fericirile și vorbește despre faptul că El este împlinirea legii? El, legiuitorul, poate să spună, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Ce face Domnul Iisus? Ia lucrurile și le coboară mai adânc în noi, la nivelul gândurilor, atitudinilor, motivațiilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său, oricine îi spune, prostule, nebunule, este un ucigaș. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Este vreunul dintre noi care a terminat lupta? Care nu mai are de luptat cu pofta cărnii, pofta ochilor și cu lăudăroșia vieții? Cine nu luptă cu păcatul din el? Cine nu luptă cu păcatul a părăsit procesul sfințirii. Cine nu luptă cu păcatul, dragii mei, a deschis ușile largi pentru ca lumea să-l inunde și va găsi tot felul de scuze și explicații pentru ceea ce îi se întâmplă. Ce scrie în fața mea? Contaminarea cu lumea. Oare e posibilă pentru noi? Dar uitați-vă care sunt implicațiile. În primul rând, ce se întâmplă cu sărăcia în duh? Piere. Sărăcia în duh piere pentru că încep să mizez pe meritele tale. Și să vii înaintea lui Dumnezeu cu Doamne, eu dau zeciuială din izmă, din chimen, din mărar. Eu nu sunt ca și vameșul acesta. Sărăcia în duh piere. Și odată cu ea piere împărăția lui Dumnezeu, a cărui moștenitor ai putea să fii. Dar nu doar sărăcia în duh piere, ci lacrimile seacă, dragii mei, și ne reîntoarcem pe arena afirmării de sine și dăm din coate și călcăm în picioare pe oamenii din jurul nostru. Dar nu numai atât, dragii mei, se întâmplă multe alte lucruri. În primul rând, milostenia devine un mijloc de afirmare și de a câștiga sponsori. Un punct de aplauz în plus, nu? Pentru că inima s-a murdărit, milostenia noastră, dragii mei, este pe măsura curăției inimii noastre. Ba mai mult, se mai întâmplă încă ceva.
Noi care trebuia să fim împăciuitorii lui Hristos, începem să semănăm discordie în jurul nostru, prin criticile noastre, prin nemulțumirile noastre, prin tot ceea ce începe să ne caracterizeze. Dar apoi eu, prigonitul, mai devreme sau mai târziu, voi deveni un prigonitor. Spuneți-mi ce a rămas din toate fericirile și toate promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut. În momentul în care încetez lupta cu păcatul, a încetat procesul sfințirii și a început contaminarea cu lumea în care trăim. Dar textul ne spune că există și un al doilea pericol, nu contaminarea cu lumea, ci izolarea de lume. Și ca să-mi păstrez sfințenia, trebuie să mă ascund, dragii mei, pe un vârf de stâlp, o viață întreagă sau undeva la o mănăstire, unde să fiu în absolută siguranță. Cum se întâmplă lucrul acesta? Când mă gândesc la rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan, capitolul 17, versetele 15 la 18, ascultați ce-L roagă pe Tatăl înainte ca El să ajungă pe cruce. Nu te rog să iei din lume, ci să-I păzești de ce-i rău. Ei nu mai sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, pune-i deoparte pentru tine. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis pe mine în lume, așa i-am trimis și eu în lume. Dragii mei, fiecare dintre noi trebuie să suferim două convertiri, din lume la Hristos și din Hristos înapoi la lume. Nu în sensul întinării de lume, ci în sensul a fi lumină și sare în lume. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Frații mei, pericolul izolării de lume este real. Spuneți-mi, cum s-a inventat creștinismul de mănăstire? Poți fugi acolo de pofta firii pământești, pofta ochilor? Câte auzim, ne îngrozim, dragii mei, până și acolo. Dar ce s-a întâmplat cu conceptul de biserică? Am făcut niște clădiri, am pus niște etichete pe ușă, asta este biserica, venim la ea din când în când, o oră și jumătate, după care ne trăim viața cu totul pe alte coordonate. Și am rupt sacrul de profan și în loc să sacralizăm profanul, am profanat sacrul, dragii mei. Și în felul acesta, sarea și-a pierdut gustul și nu mai folosește nimănui și la nimica. Dar mai mult, viața de credință am redus-o la ritualurile ei, la o formă fără fond, fără miez. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Spune Domnul Iisus bisericii din Sardes, să nu vorbesc de cea din Laodiceea. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii și din pricina mea, spune Domnul Iisus Hristos. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic. Și luminează tuturor celor din casă. Și acum versetul acesta îl puteți citi cu mine. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ce vă spune versetul acesta? Noi suntem într-o misiune, nu-i așa? Și deja de săptămâni în șir vorbim despre misiunea bisericii. Nu știu cât trebuie repetate lucrurile astea ca să intre în sângele nostru, să devină parte din noi, să începem să gândim în lumina acestor adevăruri. Țineți minte la ce ne cheamă Hristos? Citiți cu mine. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui. Cum? Ca să fiu, trebuie să sporesc, ca să fac, trebuie să continui, sporind și contribuind la cunoașterea lui Hristos și încurajându-ne unii pe alții la ascultare de El. Dați-mi voie să închei cu un verset lucrul acesta. Ultimul capitol din cartea Daniel, în care strălucește un personaj și prietenii lui, Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, într-o lume păgână, dragii mei, robi într-o țară străină, strălucește în așa fel încât împăratul Babilonului, marele Nebucadnețar, este cu fața la pământ înaintea lui Daniel și a Dumnezeului lui. Ascultați cum își încheie cartea, profetul Daniel, versetul 3.
din capitolul 12. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și apoi mai scrie ceva. Cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire. De ce? Pentru că nu s-a speriat de prigoană din pricina neprihănirii. A învățat valoarea neprihănirii. Pentru că fără ea nu l-ai pe Dumnezeu, n-ai împărăția lui Dumnezeu. Cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Ce incredibilă promisiune! Știți de ce? Pentru că acela care are împărăția lui Dumnezeu s-a încărcat cu povara de pe inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragii mei, mulțumesc lui Dumnezeu că încă porțile sunt deschise și lumina și sarea la care suntem chemați să fim și să vindecăm lumea aceasta ar putea invita pe alții pe aceste porți în împărăția lui Dumnezeu. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Dați-mi voie să adun lucrurile, este ultima noastră seară pe fericiri, înainte ca să celebrăm această dragoste a lui Dumnezeu demonstrată în Domnul Iisus Hristos. Am început spunând că fericirile nu sunt o listă de aspecte disparate pe care Domnul Iisus le-a rostit fără să știe exact cum se leagă unele de altele, ci ele alcătuiesc un întreg. Nu sunt un raft de pe care iei ce-ți place și lași ce nu-ți place. Fiecare fericire următoare este testul fericirii precedente și de aceea ultima fericire le verifică pe toate. Dar veniți să ne aducem aminte de ele. Și poate țineți minte fericirile. Eu le încep, noastră continuați. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar de unde să știu că sunt sărac în duh? Că e ușor să pretinzi, nu-i așa? Din lacrimile pocăinței. Dar dacă ele sunt reale, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Imaginează-ți să vină Dumnezeu să șteargă lacrimile. Să te ia în brațe. Spune-mi, te-ar mai interesa ce spun oamenii? Ferice de cei care în baza mânghierii lui Dumnezeu au avut curajul și puterea să iasă din competiția afirmării de sine. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ori dacă te știi moștean al pământului, nu e așa că încep să flămânzești, să însetezi după altceva? Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Dar dacă e adevărat lucrul acesta și însetezi și alergi după mai multă neprihănire, în mâini ai lucrurile materiale din deșertăcina acestei lumi, ce vei face cu ele? Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Toate acestea sunt bogății nedrepte, dragii mei. Vor pieri. Tot ce ai adunat de sub soare n-are absolut nicio valoare. Nu poți duce cu tine peste vama morții. Și de aceea, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dar nu e așa? Deja ne aflăm la judecată, în fața judecătorului și acolo e mare lucru să ai parte de milă pentru că ți-ai făcut prieteni, ți-ai adunat comori în cer folosindu-te de bogățiile nedrepte din lumea aceasta. Problema este că milostenia e pe măsura curăției inimii și de aceea o inimă murdară risipește, dragii mei, toate lucrurile. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă îl vezi pe Dumnezeu, spuneți-mi, este oare posibil să nu te încarci cu poverile de pe inima Lui? Să nu te pomenești în jug alături de Hristos, lărgind împărăția lui Dumnezeu? Să nu fii intrat pe ogorul lui Dumnezeu pentru că ai înțeles că e mare secerișul și puțin sunt lucrătorii și ai început să te rogi pentru holda asta imensă, încă nesecerată, a lumii în care trăim. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dar pe urmă spune, ferice de cei împăciuitori.
Pentru că dacă te-ai încărcat cu inima, cu poverile de pe inima lui Dumnezeu, începe să te doară, să te intereseze lucrurile pe care îl dor pe Dumnezeu. Copiii tăi, prietenii tăi, vecinii tăi, colegii tăi, lumea în care trăim. Dar de unde să știu că e adevărat lucrul acesta pentru mine? Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Cea mai mare onoare, cel mai mare nume, să fiu numit fiu al lui Dumnezeu. Dar vă întreb, oare pe ce preț sunt gata să-mi vând binecuvântările înfierii? Care-i prețul? Întotdeauna diavolul va negocia. Fă din pietre pâine, aruncă-te de peste așna templului, închină-te mie, uite-te ce poți moșteni din lumea aceasta, din bucla asta fără șir a deșertăciunii. Oare pe ce preț sunt gata să vând binecuvântarea înfierii? Iată prețul care a fost plătit pentru înfierea noastră. Oare cu ce ofertă trebuie să vină cel rău, să le dau din mână? Să spun, nu mă interesează.